Prima care a ajuns la spital este o tânără de 35 de ani din Râmnicu Vâlcea. La o primă evaluare medicală, femeia care s-a întors din Italia cu același avion în care s-a aflat și italianul infectat cu coronavirus, nu prezintă simptome ale bolii. Ea a fost transportată cu ambulanță specială la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea, unde a fost testată pentru coronavirus. Probele au fost trimise spre analiză la Institutul Matei Balș din București, iar rezultatele sunt așteptate în aceste zile. Am fost anunțați prin serviciul 112 despre o persoană de 35 de ani venită în Vâlcea pe data de 18 februarie, care a călătorit în aceeași aeronavă cu pacientul diagnosticat cu coronavirus și internat în Italia. Persoana a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. A fost evaluată de către personalul de specialitate. Suntem dotați cu echipamentele de protecție necesare și deocamdată nu este niciun caz confirmat la nivelul județului Vâlcea de virus COVID-19. O altă femeie s-a prezentat miercuri seara la spitalul din Horezu pentru a fi testată pentru coronavirus, fiind transportată ulterior la spitalul din Râmnicu Vâlcea. Și ea s-a întors în țară cu aceeași aeronavă. Alți 30 de vâlceni sunt izolați la domiciliu. Până acum nicio persoană nu se află în carantină. La nivelul județului Vâlcea au fost identificate 5 centre de carantinare, 165 de locuri disponibile pentru vâlcenii care se întorc din zone de risc maxim.